Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Dana Ciobanu și urmăriți o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Comun. Ce ar fi o națiune fără cultură, fără valori și fără credință? Bunurile de preț care identifică un neam sunt reprezentate de patrimoniul cultural format de-a lungul istoriei. Doine, port popular, monumente arhitecturale, sculpturi, capodopere literare, artistice și multe altele. În Republica Moldova au fost identificate zeci de mii de obiecte de patrimoniu cultural, multe dintre care au o valoare internațională. Avem cu ce ne mândri. Importantă rămâne însă a fi atitudinea noastră, a întregii societăți față de acest tezaur. Vă invit la o discuție despre conservarea, restaurarea patrimoniului material și imaterial, dar și promovarea obiectelor de patrimoniu în rândul tinerilor. Acest generic, această conexiune între patrimoniu și educație este nu altceva decât un mesaj pentru toți să ne iubim patrimoniul cultural al Republicii Moldova, să-l studiem, să-l respectăm, pentru că în aceasta ne vom arăta și o stimă, un respect față de predecesorii noștri care le-au construit și construim și o dragoste pentru țară. Avem o serie întreagă de activități legate de reconstrucția și conservarea obiectivelor din cadrul patrimoniului cultural de pe malul drept și malul stâng al râului nostru. Sunt preconizate a fi realizate lucrări la două obiective de scară mare. Da, este vorba despre circul din Chișinău și cetatea Bender și au fost selectate în rezultatul concursului deschis 10 obiective de scară mică din patrimoniul cultural, 5 de pe malul drept și 5 de pe malul stâng, care vor beneficia câte 40.000 de euro pentru fiecare, pentru lucrările de reconstrucție sau conservare a obiectivelor respective. Este în mare parte o moștenire istorică, ceea ce ne-a rămas de la multele generații care au trăit înaintea noastră în aceste locuri. Patrimoniul cultural se împarte la rândul lui în mai multe categorii. Mai întâi, patrimoniul material. Ce zici, Maria? Ce ar putea fi acesta? Patrimoniul material, cel care e făcut din materie, care poate fi atins. Parteneriatul are la bază sa comunitatea noastră de limbă, de cultură, de istorie și de tradiții. Prin parteneriatul respectiv au fost create mecanisme interinstituționale de cooperare între România și Republica Moldova, atât la nivel guvernamental cât și la nivel interparlamentar. Iar în cadrul parteneriatului respectiv au fost realizate, cel puțin în ultimii 10 ani, o serie de proiecte extrem de importante pentru cetățenii Republicii Moldova. Aș dori să mă refer doar la câteva chestiuni. România are o linie de credit nerambursabil de 100 de milioane pentru Republica Moldova, credit în care au fost realizate până acum o serie de proiecte importante și cred eu și vizibile pentru cetățenii Republicii Moldova. Mă refer aici la grădinițe, la donația substanțială de microbuze școlare, la renovarea unor frumoase edificii culturale din Chișinău, cum ar fi Sala Corgă sau Muzeul Național de Artă, dar și din Cahul, construcția de la zero a Teatrului Bogdan Petricei cu HD-ul. Invitatul din această seară este doamna Maria Șleachtițchi, directorul general al Muzeului Național de Literatură, Mihail Cogălniceanu, critic literar, poet, eseist și dramaturg, doctor habilitat în filologie, laureată a mai multor premii literare. Bună seară, doamnă Șleachtițchi! Bună seara! Ce bucurie că sunteți aici în această seară, în platou live, putem comunica nu doar dincolo de sticlă, e o bucurie mare, deși păstrăm distanța socială, respectăm toate normele epidemiologice. Doamnă Șleachtițchi, dumneavoastră ați venit într-o fugă mare, direct în platoul TVR, Obiectiv Comun, pentru că ați fost la un eveniment extraordinar, organizat cu ocazia împlinirii a 85 de ani de la nașterea poetului Paul Goma, cel care ne-a lăsat un patrimoniu imaterial extraordinar, material și imaterial. Vorbim de cărți pe care le putem pipăi, atinge, savura la propriu, dar și un bagaj emoțional, intelectual atât de impunător. Vreau să ne povestiți despre acest eveniment frumos, pentru că veniți cu impresii proaspete.
Da, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și eu mă bucur să fiu în studioul dumneavoastră. Este adevărat, la ora 16:20 s-a încheiat vernisarea expoziției și colocviului Paul Goma din calidorul posterității, 85 de ani de la nașterea scriitorului. Am avut o expoziție de carte cu ce, între paranteze, pentru că am avut și cărți, dar și artă, și au venit colegi, scriitori, importanți din literatura română, din stânga Prutului, să evoce personalitatea lui Paul Goma și opera lui Paul Goma. Am fost bucuroși să-l ascultăm pe maestru Vladimir Beșleagă, care a spus lucruri importante despre Paul Goma, a amintit despre întâlnirile unor personalități de aici, de la Chișinău, cu Paul Goma la Paris. Apoi a fost Teo Chiriac, vicepreședintele unui scriitorilor, care la fel a spus lucruri interesante. Emilian Galaicu Păun a făcut o donație muzeului nostru, macheta cărții Bonifacia, pe care a transmis-o Paul Goma, și el a povestit istoria acestei întâlniri. Apoi directorul editurii Cartier, Gheorghe Rizanu, care a dat muzeului 5 contracte pe care le-a semnat cu Paul Goma și a povestit istoria publicării și nepublicării unor cărți despre eventuale proiecte de a publica opera lui Paul Goma. A fost doamna Nina Korczynski, directorul Institutului de Filologie Română Bogdan Petricei cu HTU, care a evocat în termeni elogioși și punctual și de critic literar și de exegeză opera lui Paul Goma. A avut un discurs foarte frumos și foarte la punct și la obiect scriitorul și jurnalistul Val Butnaru. A fost prezent pictorul Gheorghe Oprea, care a pictat portretul lui Paul Goma, care este în expoziție, și bineînțeles Vasile Malanețchi, curatorul, împreună cu Tamara Malanețchi al expoziției, a prezentat expoziția. Vreau să vă spun că avem lucruri noi și interesante în expoziție, despre care sper să vă mai pot vorbi. Cu siguranță. Da. Suntem întotdeauna deschiși ca să asimilăm asemenea informații și să o transmitem, bineînțeles, telespectatorilor noștri fideli. Aș vrea să vă spun doar atât că în expoziția din sala cu șemineu sau sala cu cămin, cum îi se spune tradițional, avem o parte din expoziția dăruită de doamna Mariana Sipoș, expoziție pe care a pregătit-o dânsa cu sprijinul Muzeului Național de Literatură de la București, și această expoziție planșe sunt donate muzeului nostru, sunt expuse pentru prima dată și noi le mulțumim colegilor noștri, directorului Muzeului Național de Literatură de la București și doamnei Mariana Sipoș pentru acest dar, și sunt o serie întreagă de cărți care au intrat pentru prima dată, inclusiv prima carte în limba franceză apărută la Gallimard a lui Paul Goma. Frumos. Da. Aveți cu ce vă mândri. Așa și este, noastră, da. Și avem muzeu și noi toți. Și noi toți. Asta e, că și noi toți. Da, doamna Șlachtițchi, cultura, de fapt, pentru că vă ascultam cu mare atenție despre aceste donații, despre aceste daruri făcute muzeului și poporului nostru, de la oameni darnici, oameni cu suflet mare, oameni, intelectualitatea, de fapt, care o reprezintă. De fapt, cultura este o zestre a poporului român, dar aici apare o întrebare firească atunci când vorbim de zestre, de daruri, de moșteniri. Știm noi oare să o păstrăm, să o transmitem tinerii generații? Vom ști noi oare să transmitem toate aceste daruri celorlalți care vin în spate, care sunt curioși, sau poate ar trebui să știm cum să le stârnim curiozitatea ca să o păstreze cu mai multă ardoare? Bună întrebarea dumneavoastră. Eu cred că realitatea, timpul și ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp, chiar recent, arată că nu prea știm să păstrăm. A avea un patrimoniu bogat presupune a ști să-l păstrezi. A avea posibilități și a avea tehnologii de păstrare a patrimoniului, pentru că această avere care se acumulează în timp necesită o grijă aparte. Și faptul că Muzeul Național de Literatură Mihail Cogălnicianu are un depozit, are un patrimoniu extraordinar de variat, cu piese care sunt mândrie națională, dar care se
păstrează în condiții improprii și care nu are spații pentru a vernisa, pentru a arăta acest mare patrimoniu, arată că noi nu suntem pregătiți să ne bucurăm de ceea ce avem. Și dacă o societate nu este pregătită să aprecieze tezaurul pe care îl moștenește, dă semne că nu este matură, că nu înțelege de fapt și nu pune corect accentele valorice ale vieții de zi cu zi. O mare valoare sunt oamenii, noi avem o mare valoare, un mare patrimoniu uman și avem și patrimoniu imaterial și material, care se păstrează în muzee, în biblioteci, eu știu, în construcții de arhitectură prețioase. Ce ar însemna o societate care spune astăzi că de la mine începe, că eu pornesc de la tabula rasa, că până la mine n-a mai fost nimeni. Ce interes pentru asemenea societate? Ce-i cu lumea asta care pornește de azi? Cu cât un popor, o societate are tradiții mai adânci pe care le păstrează și valorifică, cu atât este un popor mai credibil, mai valoros, mai interesant pentru celelalte. Așa mi se pare mie că stau lucrurile. Doamnă Șleachtițchi, vreau să ne vorbiți și despre patrimoniul lingvistic, literar, care este situația acestui aspect în Republica Moldova, ce accente se pun, ce știm noi despre acest patrimoniu. După mine se cunoaște mult prea puțin. Bineînțeles, sigur că noi avem acest patrimoniu. Toată problema este că noi îl avem, dar el nu este valorificat. Pentru a valorifica acest patrimoniu este nevoie de existența acestui patrimoniu. Aici stăm bine. E nevoie de oameni profesioniști care știu să valorifice acest patrimoniu și de bani, condiții financiare și economice pentru a fi valorificat. Pentru că, da, noi avem patrimoniu, noi avem peste 150.000 de piese în muzeu. Noi avem un potențial uman redus, pentru că s-a tot redus numărul de unități, s-a redus și fonduri minime, precare, ca să spun așa, precare. Practic, eu când am ajuns la Muzeul Național de Literatură și cine a mai fost pe acolo, a fost încântat și uimit de ce patrimoniu este acolo și care sunt condițiile în care activează oamenii. Noi sperăm foarte mult că societatea noastră și mai cu seamă guvernările care se succed, să se pătrundă de aceste lucruri și să înțeleagă că valoarea noastră nu este doar în vinurile foarte bune pe care le producem. Minunate vinuri, firește. Nu este doar, eu știu, ce mai avem noi foarte, eu știu, fructele pe care le creștem sunt foarte bune, pâinea, dar mai înseamnă și patrimoniu cultural. Pentru că, de fapt, vinuri mai sunt și în altă parte, mere mai mâncăm și în altă parte, se cresc și în altă parte, dar ceea ce dau oamenii de aici, în timp, în istorie, artă, cultură și așa mai departe, este unic. Nu se mai repetă nicăieri. Ceea ce avem noi în acest sens nu se repetă nicăieri. Cu siguranță. La sfârșitul lunii septembrie, Republica Moldova a marcat zilele europene ale patrimoniului împreună cu alte 50 de țări semnatare ale Convenției Culturale Europene. În cadrul ediției din acest an, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a lansat o campanie de sensibilizare a publicului larg cu privire la necesitatea păstrării patrimoniului cultural cu genericul Arheologia Patrimoniului. Astfel, în colaborare cu mai multe instituții de stat, Asociația Obștești, cu implicarea voluntarilor și a localnicilor, au fost organizate campanii de sensibilizare în 9 localități în care există obiective de patrimoniu de importanță națională. Despre activitățile realizate în cadrul acestui vast program, care include 3 componente de bază, culturală, ecologică și educativă, discutăm în continuare cu doamna Svetlana Pociumban, șef Direcție Patrimoniu Cultural, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Doamnă Pociumban, bună seara! Bună seara! Doamnă Pociumban, dacă e să facem o totalizare a tuturor evenimentelor dedicate zilelor europene ale patrimoniului, ediția 2020, care sunt obiectivele atinse? Eu mă bucur că în această perioadă atât de complicată, noi am reușit să atingem obiectivele pe care ni le-am propus din startul acestui... Defecțiune tehnică. Doamna Pociumban, ne auziți?
Vom reveni la doamna Pociumban, un moment tehnic care va fi rezolvat în scurt timp. Doamna Șlachtițchi, vreau să ne vorbiți despre interesul tinerilor față de tot ce se întâmplă, pentru că implicarea oamenilor în vârstă, a adulților, este de la sine înțeles, cumva tradițiile sau educația a fost conservată și transmisă. Dar ce se întâmplă cu tinerii la acest capitol, cât de interesați sunt ei de patrimoniu, ce înseamnă de fapt pentru tineri patrimoniu cultural al țării în care trăiesc? Despre tineri se vorbește în termeni diferiți. Că nu citesc, că nu frecventează muzee și așa mai departe. Nu este adevărat. Tinerii citesc și vin la muzeu și avem și 3 filiale în teritoriu foarte frecventate de tinere, de copii, de elevi. Vin și la muzeul, sediu central al muzeului. Am avut câteva activități care ne-au încurajat. Am avut un concurs național de eseuri scriitori din localitatea mea, care însemna, apropo de arheologie, arheologie literară acolo în localitatea unde s-au născut acești copii și au scris eseuri foarte interesante. Am fost tare bucuroși să constatăm că atunci când am anunțat concursul, au răspuns și elevi din dreapta Prutului și au venit eseuri bună oară din localitatea de Baștene a lui Andrei Mureșanu. Un eseu despre Andrei Mureșanu și ne-a bucurat foarte mult lucrul acesta. Suntem într-un spațiu cultural general, național, românesc și este important. Am primit 107 eseuri. Concursul a fost dedicat doar elevilor de la toate treptele. Am avut premii și în final cea mai bună lucrare a debutat în revista Contrafort. Deci s-a întâmplat debutul unei eseiste, unei probabil viitoare scriitoare. Tot așa, în timpul zilelor europene ale patrimoniului, am avut câteva maratoane de lectură poetică și au venit elevi foarte motivați și foarte bine pregătiți de la gimnaziul într-un gimnaziu din Chișinău, mi-a scăpat acum numele, și de la liceul Aristotel, de la gimnaziul Steleana Grama, firește, de la acest gimnaziu, cu profesoarele lor și a fost o concurență de lectură. Vreau să zic că elevii, cred că au concurat poeții care citeau acolo. Frumos. Am revenit tehnic la doamna Pociumban, s-a rezolvat momentul. Doamna Pociumban, bună seara, ne auziți? Da, bună seara, vă aud. Bună seara, doamnă Pociumban. Doream să aflăm care sunt obiectivele atinse în urma acestor proiecte, evenimente dedicate zilelor europene ale patrimoniului. Da, da, vă aud. Mulțumesc pentru răbdarea că ați încercat și ați revenit. Încă o dovadă a faptului că nu toate... Din păcate... Iarăși a apărut o defecțiune tehnică. Doamnă Pociumban, noi suntem insistenți, vom reveni neapărat încă o dată. Continuăm cu un reportaj. Artistul plastic, pictorul și graficianul Simeon Zamșa, împreună cu studenții Universității Pedagogice Ion Creangă, Facultatea Arte Plastice și Dessing, au transformat deșeurile în artă și au inaugurat expoziția Art Obiect de Butuceni în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului. Să urmărim un mesaj al acestui profesor. Noi am pornit de la arheologia memoriei, de la sloganul ăsta, arheologia memoriei, și în rest s-a pornit mai departe cum am putea noi conlucra cu colegii de la ecologie. Și ce interesant că 80% din copii n-au fost niciodată, chiar poate chiar și 90, n-au fost niciodată la Butuceni, că sunt din diferite zone ale țării. Și noi am mers împreună cu ei, cu saci, ca să adunăm cu noi, numai că noi stăteam cu capul în jos așa, nu prea îl ridicam în sus și în părți, fiindcă fiecare obiect are nevoie de vizualizare. Ideea era ca după ce adunăm gunoaiele, este după ce adună și ei, noi selectăm ceva și facem, readucem la viață prin prisma esteticului obiectele găsite acolo. Am creat art obiect.
din obiectele colectate. Deci asta a fost ideea. Intervenția omului, amprenta omului modern, este prea evident în acest spațiu atât de frumos. Asta este cel mai mare defect, intervenția. Deci, între timp, eu am observat că au dispărut foarte multe case care țineau de patrimoniu, cu pridvoruri frumoase. Au apărut beton, au apărut garduri, cum le spune lumea, euro. Noi am încercat să, prin art obiectul creat, să sensibilizăm lumea care este de fapt la Butuceni foarte obișnuită cu artiștii. Acolo în permanență au fost taberi și pictorii, este locul preferat al artiștilor, dar uite, oamenii sunt curioși când văd, uite, din gunoaiele care noi le-am aruncat, uite, s-a făcut ceva cu un sens estetic, adică cu o valoare estetică, pardon. Eu cred că prezintă interes, pentru că eu știu că am făcut multe tabere la Butuceni și lumea este deja, are un simț al esteticului cultivat în Butuceni. Soarta unei instituții de cultură depinde de societate, de oamenii de cultură, autorități și nu în ultimul rând de management. Este acută și lipsa specialiștilor în domeniul reconstrucțiilor. Să urmărim mesajul directorului Muzeului Național de Artă al Moldovei, președintelui Comisiei Naționale a Muzeilor și Colecțiilor, de asemenea președinte al Consiliului Național pentru Monumente de For Public, domnul Tudor Zbârnea, să-l ascultăm. Zilele europene ale patrimoniului în Moldova sunt organizate începând cu anul 2002. Acestea au fost inițiate încă în 1985 de Franța, în 1999 sub patronatul Uniunii Europene și a Consiliului Europei. Se organizează ideea organizării acestui program este legată de punerea în valoare a patrimoniului european comun din toate statele. Sigur, se fac conferințe, simpozioane, dar problema este și la nivelul lipsei capacităților de specialiști în domeniul restaurării. Noi nu putem pregăti specialiști fără șantieri, pentru că n-au fost șantieri bună perioadă de vreme la monumentele istorice, nu mai avem specialiști. În ultima vreme încercăm să instruim specialiștii direct pe șantiere. La Muzeul de Art, de exemplu, am avut o bogată experiență în domeniul restaurărilor patrimoniului construit și acum în cea de-a doua tranșă unde lucrăm la edificiul Zadiani, monument de importanță națională. În cea de-a doua tranșă lucrurile merg mult mai calificat, mult mai controlat și în acest sens și acest șantier poate deveni o școală pentru specialiști în domeniul restaurării. Nu pot fi restaurate toate monumentele concomitent în timp ce legea bugetului nu acordă suficiente mijloace financiare și atunci din mijloacele financiare care erau alocate, am zis să concentrăm pe câteva obiective mari. Și acum se lucrează. Se lucrează și la Muzeul de Etnografie, la acoperiș, se lucrează masiv la noi. Sunt și alte instituții care au alocări serioase. Noi avem alocări la Biserica Adormirea Maicii Domnului, noi avem două șantiere. În păcate acolo nu reușim cu licitația lucrărilor. Nu sunt firme care ar accepta să vină. Am organizat câteva licitații. Suntem la a treia licitație. Dar concentrarea mijloacelor financiare, asta contează și lucrurile se văd. Se văd lucrări făcute, realizate bine și atunci eu cred că și asta este o lecție pentru a încerca să ieșim în capăt cu câteva din monumentele istorice pe care le avem.
discutăm în continuare cu doamna Svetlana Pociumban, șef direcție Patrimoniu Cultural, Ministerul Culturii. Doamna Pociumban, iarăși suntem prin telefon. Bună seara! Bună seara! Vă mulțumim frumos că sunteți pe fir și păstrați legătura. Doamnă Pociumban, vreau să vă întreb despre rezultate, despre obiectivele atinse în urma finalizării, totalizării evenimentelor dedicate Zilelor Europene ale Patrimoniului, ediția 2020. Putem spune cu siguranță că avem rezultate ale acestei campanii, deoarece am avut foarte multă lume care a răspuns mesajului nostru, care a fost implicat în acțiunile astea de salubrizare, acțiuni de cunoaștere a patrimoniului național din localitățile dumnealor, inclusiv acțiuni de conștientizare a faptului că chiar dacă în localitatea respectivă este un tumul și el nu se vede și uite seamănă o movilă, este un monument de importanță națională. Ori dacă este o biserică și în biserică tare de mult nu a mai intrat nimeni, dar uite că are o istorie și este un monument de importanță națională. De fapt, scopul nostru ăsta a fost, ca și în alte ediții, nu doar pentru ediția anului 2020, dar ținând cont de faptul că în acest an totul se întâmplă altfel și ținând cont de faptul că toată lumea și-a concentrat timpul liber vizitând localitățile din Republică, ne-am concentrat pe un turism intern, deoarece nu am putut să-l facem pe cel extern. Uite că am observat o situație, lumea vine, lumea vizitează, lumea din păcate nu de fiecare dată pleacă lăsând frumos la fel cum a găsit. Și de aici, de fapt, a pornit ideea, conceptul nostru și de aici a apărut și genericul. Genericul mai puțin obișnuit, Arheologia Patrimoniului, pentru că am zis, haideți să încercăm să săpăm toți, dar să săpăm în memorie, să săpăm în cunoștințe, să săpăm în atitudine, pentru ca să conștientizăm de fapt ceea ce avem, pentru că e foarte, foarte greu să recuperezi după ce se pierde, pentru că e imposibil practic să refaci, chiar dacă faci restaurare calificată, profesionistă, dar este o intervenție la monument. Deci ar fi important să reușim să păstrăm. Și aceste 9 localități unde au mers voluntarii de la Caritas Moldova și unde au mers directorii agențiilor noastre de specialitate, directorii muzeilor în localitățile respective, fiind însoțiți de artiști, interpreți cunoscuți din țară, respectând evident toate regulile pe care le impune pandemia cu distanța anumită și aceasta a fost una dintre motive că nu am putut implica atât de multe lume cât ne-am fi dorit, dar am observat în rezultatul acestor campanii o atitudine, am observat un interes și această emisiune de final care o realizăm la Orheiul Vechi prezintă o expoziție, iată aceste totaluri despre care ziceam anterior cu dumneavoastră, vedem o expoziție. Putem palpa rezultatul acestei campanii de sensibilizare și acestei campanii de salubrizare. Studenții de la Academia, de la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Facultatea Arte Plastice și Design, au participat împreună cu voluntarii de la Caritas Moldova la campania de salubrizare a rezervației cultural-naturale Orheiul Vechi. Doar că scopul lor a fost dublu, nu doar de a salubriza, dar și de a colecta niște obiecte pentru a vedea frumosul urâtului și de a crea niște obiecte de artă din ele. Avem aici o expoziție de art-obiect, ca final al acestei campanii, copiii au numit-o așa foarte simbolic, art-obiect de Butuceni și vă asigur că într-adevăr sunt niște obiecte extraordinare care demonstrează încă o dată că având o atitudine grijulie și un spirit creativ, poți obține niște lucruri
absolut frumoase. Deci, am urmărit, doamnă Pociumban, vă mulțumim frumos pentru detalii, pentru intervenția prin telefon. O seară frumoasă să aveți în continuare și multă sănătate, bineînțeles. Doamnă Șlehtițchi, revenim în platou la întrebările pe care doream să vi le adresez. Unul dintre primele evenimente care... despre care am aflat în cadrul programului Zilelor Europene ale Patrimoniului a fost că Muzeul Mihail Cocălniceanu are site. Am văzut acest site, cât de frumos și bine organizat este. Felicitări! Mulțumesc! Și vă mulțumim că ne dați oportunitatea să urmărim atât live unele evenimente și prin poze și prin video, într-un video format, unele evenimente care au loc și în cadrul muzeului nemijlocit, dar și în afara muzeului, evenimente care ține mijlocit de patrimoniul care ține de Muzeul Național Mihail Cocălniceanu. Vreau să ne povestiți despre aceste zile ale patrimoniului național, cum s-au desfășurat și cât de deschiși sunt tinerii, dacă au participat în cadrul acestor evenimente și ei. Anticipasem puțin întrebarea, dar noi am avut un plan mai dens așa de activitate în zilele patrimoniului, zilele europene ale patrimoniului, care în anul acesta au avut și o temă, o subtemă, să zic așa, patrimoniu cultural și educație, de ce ne-am propus să lucrăm cu elevi, cu liceeni. A ieșit un plan mai complex și o activitate mai densă, așa, pentru că am inclus în planul nostru tot ce fac și filialele, și filiala Casa Muzeu Grigore Vieru și Casa Muzeu Constantin Stamate, Casa Muzeu Grigore Vieru de la Pererâta, Casa Muzeu Constantin Stamate de la Ocnița și Casa Muzeu Alexandru Donici din satul Donici, Răunul Orhei. Toate și-au propus activități cu tinerii și au avut lecturi și au avut diferite activități culturale, să zic, ziua bunicuței, au expus cei de la Donici Bunăoară piesele, documente care le au acolo, cei de la Ocnița au avut o activitate, o serată, să zic așa, muzicală, literar-muzicală, au avut și au lucrat împreună cu Direcția Cultură de la Briceni, la fel, activități frumoase au avut cei de la Pererâta, ziceam, dar am avut și aici la sediu central. M-ați întrebat de site și vreau să vă mulțumesc că ați spus că este, că v-a plăcut. El este la început și noi l-am lansat pentru că vrem să comunicăm cu consumatorii de cultură și să comunicăm cu oamenii care se interesează de Muzeul Literaturii de la Chișinău și mai este de lucru la acest site. Această modalitate de a ajunge la inima și la ochii consumatorului de artă tânăr este foarte eficient. Social media, internet, tot ce ține platforme. Da. Aveți dreptate, da? Vă mulțumesc pentru aprecieri. Cred că în condițiile pandemiei și am lucrat foarte greu anul acesta, toată lumea a lucrat foarte greu, s-a deschis această linie de comunicare online bine, foarte bine și este eficient acum. Așa este. În cadrul noului an de studii au fost incluse în curricula liceală 10 discipline opționale, printre care și Descoperă Moldova. Despre această nouă disciplină care oferă oportunitatea de a consolida și a dezvolta prin extindere componențele specifice discipline Istoria Românilor și Universală, discutăm cu profesoara de istorie și directorul Liceului Teoretic Vasile Alexandrii din Chișinău, doamna Daniela Vacarciuc. Doamnă Vacarciuc, bună seara! Ne auziți? Bună seara, vă salut pe toți și vă urez, Doamne ajută în ceea ce facem. Vă mulțumim, e reciproc și multă sănătate. E urarea care cel mai bine funcționează în aceste zile, e cea mai bine primită. Doamnă Vacarciuc, ce presupune această nouă disciplină? Vorbim de Descoperă Moldova. Care sunt obiectivele de studiu și cât de receptivi sunt elevii de liceu?
Da. Deci, în primul rând, vreau să evidențiez că integrarea generației secolului 21 prin mediul lor de a se autocunoaște, de a se autoafirma, a impus chiar la nivel internațional noi politici, și mă refer la politicile inclusiv din Republica Moldova, care au acceptat planul cadru ce permite copilului să-și selecteze singur disciplinele. Liceul nostru trece deja al treilea an prin modelul 3 și copiii își selectează disciplinele prin cerere. Se formează grupuri, dispar clasele și ei își organizează grupurile de interes practic, atât pe disciplinele obligatorii la nivelul 1, cât și pe nivelele 2 și 3, adică opțional și voluntariat implicare. La nivel opțional au posibilitatea să-și selecteze o curiculă și m-am bucurat foarte mult când Ministerul Educației vara asta a lansat proiecte deosebite în cadrul acestor politici, ce extind de fapt deja aplicarea codului educației mai larg. Punctul 6 prevede aceste lucruri de extindere și ieșirea din tipajele clasice, învechite, conservatoriste ale sistemului educațional de altă dată. Și printre ele o echipă foarte bună, eu am salutat cu multă căldură această nouă curiculă, Descoperă Moldova. Ea se integrează în area curriculară socio-umanistă, copilul deci de clasa 10, 11, 12 doar și o poate selecta, are 34 și respectiv 33 pentru clasele a 12-a ore pe an. Toate sunt împărțite în trei module, sunt teme foarte interesante și desigur că sunt salutate cu multă căldură de copii, pentru că copiii, spre deosebire de noi, știu să salute noul mult mai deschis și mai rapid decât maturii, din păcate. Care este scopul? Sigur că ați evidențiat, în primul rând, de a dezvolta competența copilului să opereze cu informația despre patrimoniul național, și cred că este ceva absolut necesar în toată lumea, pentru că dragostea, patriotismul este indispensabil legată de prosperitatea unei țări. Noi trebuie să ne dezvoltăm acest sentiment de afecțiune față de mamă, de pământ, de casă și de frumosul nostru plai, pământ, glie, cum o numeau străbunii noștri de altă dată, pentru a-i valorifica potențialul. Totodată, această disciplină ajută extinderea competențelor curriculare și pentru disciplina, așa cum ați remarcat dumneavoastră, istoria românilor și universală, dar și la geografie. De aceea se face, uite, că o integrare a acestor cunoștințe pe care copilul nu le mai studiază separat, dar complementar, sistemic, integrat, și atunci și convine, și place, și e util. Cu siguranță, vorbind de discipline pentru ciclul primar, și părinții învață alături de copii, descoperă sau redescoperă Moldova, țara noastră, pentru că altfel nu întotdeauna ai ocazia să ieși din orașul de baștină, să pleci, să cutreieri lumea mică, lumea țării tale, pentru că e o lume întreagă. În această perioadă complicată, când procesul de studiu este afectat de criza pandemică și, cum spuneam, nu putem călători, oare acestea sunt soluții, oportunități pentru a valorifica patrimoniul cultural și istoric al țării? Cum credeți? După ce vom putea respira cu plămânii larg deschiși, cu gura larg deschisă, în sfârșit, fără a avea restricții de călătorii în propria țară, interesul stârnit de aceste platforme va fi cumva mai mare pentru propriul patrimoniu cultural? Da. Da, cu siguranță. Eu, pentru mine, au fost foarte multe locuri deja o descoperire vara asta. Recunosc că nu le-am cunoscut. Sunt istoric, nu știam despre Bucărul de la Șoldănești, de exemplu, sau câte taine ascunse Țipova pe care le știu ca și istoric, dar vroiam neapărat să le spun copilului, pentru că în cadrul orilor de istorie eu nu îi le zic. Noi nu avem tocmai timpul necesar pentru a vorbi despre Țipova în detalii, despre Saharma, despre Japca, care sunt absolut legendare pentru toată lumea, sau noi am putea încă să integrăm, să extindem și alte cunoștințe, dar ceea ce poate să-și dezvolte copilul în competențele din cadrul acestei discipline este nu doar descrierea potențialului acesta și muzeistic și etnografic și, dacă vreți, antropic al Republicii Moldova, dar și să utilizeze diferite metode eficiente de ghidaj
El trebuie să cunoască cum se desfășoară acest ghidaj, el trebuie să știe cum se respectă normele etice de către un ghid. Și vreau să vă recunosc că eu am avut o experiență de ghid anul trecut pentru o echipă din România, cărora le-am prezentat Chișinău. Mi-a plăcut foarte mult și mă străduiesc să le dezvolt această dragoste și copilului, pentru că a povesti cu pasiune despre o stradă din Chișinău, despre o clădire din Chișinău, despre un loc din Republica Moldova, trebuie să mânuiești și vocabular și cunoștințe, și asta completează însă și personalitatea copilului. Până ce lucrăm mai mult cu materialele online, desigur că sunt o mulțime de filmulețe, noi avem norocul ca să avem copii din toată Republica și de aceea ei își fac filmulețe despre propriile lor locuri, au proiecte, pentru că produsele în cadrul acestei curicule sunt foarte diverse. Și chiar avem de anul trecut în biblioteca digitală a liceului, am istoria unei biserici din colecția familiei cu prima piatră și până la poftirea icoanelor. De aceea eu cred că asta este pentru posteritate, este instigare și chiar copiii își doresc să meargă, să vadă, să viziteze. De aceea le pregătim mai întâi online, după care învățăm tehnicile de prezentare, de observare a anumitor elemente extrem de importante și pe urmă vorbim și de televizia. Doamna Bacarciuc, vă mulțumim foarte mult. O seară frumoasă să aveți și mult succes. Sănătate! La revedere! Doamnă Șleahtițchi, de fiecare dată când mergem în străinătate, tindem să alegem orașe cât mai vechi, pentru că căutăm istorie. Căutăm stradele mai înguste, clădiri, conace, castele, nu știu, căutăm multe și de toate, cât mai lucruri valoroase care fac parte din patrimoniul cultural al țării pe care o vizităm. De ce nu știm să apreciem, fiind în țara noastră, să nu înțelegem că strada pe care... spre care mergem la școală sau clădirea din colțul bulevardului, care este un vechi conac deja semidemolat. Nu ne dăm seama că de fapt asta e patrimoniu, asta e cultura, asta e istoria și de fapt asta ne reprezintă pe noi. De ce în alte țări știm să apreciem valoarea și aici în țara noastră nu punem preț pe ea? Cred că este o problemă de educație. Cred că și o problemă de educație. Noi am fost învățați că literatura s-a scris undeva, că cele mai frumoase construcții sunt undeva, cu biserici transformate în altceva decât bisericile cei care vin din perioada sovietică, apoi tranziția aceasta foarte amestecată și lipsa exemplului propriu. Să vă dau acum un exemplu, da. Știm foarte bine care este imnul Republicii Moldova. Este limba noastră, text scris de Alexei Matevici și pe muzica lui Alexandru Cristea, preotul Alexandru Cristea. E bine, în cimitirul armenesc, cimitirul central, în fața bisericii, este mormântul Alexandru Cristea, a cărei cruce, vandalizat, i s-a scos crucea, i s-a aruncat crucea de pe mormânt. Și este autorul muzicii imnului Republicii Moldova. O organizație care se ocupă de restaurarea monumentelor a făcut apel să se adune niște bani ca să se poată reinstaura crucea. Muzeul nostru a răspuns, a colectat 3.000 de lei, le-a transmis și am întrebat, voi ați reușit? Nu, acele 3.000 de lei sunt doar. Și nu se, adică noi nu știm să răspundem, să refacem lucrurile. Nu ne doare, dar nu suntem receptivi. Cum să ne punem noi problema ce clădire este aceasta? Cum de solicităm spațiu pentru muzeu pe strada Mateevici 79 A și B, fosta casă Pronin, casă de patrimoniu și încă o parte și nu ne se oferă pentru că nu mai știu de ce. E mai bine ca într-o casă de patrimoniu să fie o cantină sau un muzeu. E mai bine ca într-o vilă de secolul XIX în care a fost cantina Parlamentului să fie o cantină sau un muzeu. Ce e mai bine oare? Și dacă
Noi nu știm să punem accent pe valori și dacă nu ne pasă și cei care ajung să decidă, factorii de decizie, se gândesc cum să transforme o vilă istorică, să o privatizeze, să o transforme într-un bun propriu și nu într-un bun al societății, cum să vadă cei care merg pe alături să-și pună problema ce valoare are clădirea de alături? Noi cred că avem o problemă foarte gravă, pentru că nu am ajuns să devenim o societate matură. Ne îngrijim de curte din interior, fiecare în afară nu ne mai interesează. Până când nu ne va interesa cum arată drumul pe care mergem, cum arată școala în care învață copiii noștri, cum arată muzeul în care se păstrează valorile noastre și ale strămoșilor noștri, până atunci lucrurile vor arăta ca într-un dezastru. Ce e de făcut? Ce e de făcut? Ca să trebuie, ne pese. Ca să ne pese, trebuie să existe niște oameni de stat care să pună corect accentele. Trebuie să avem coerență aici. Un lucru început trebuie dus la capăt, până la capăt. Trebuie să existe guvernări, indiferent de stângă-dreaptă, nu ne interesează, axată pe valorile acestui loc, să fie coerență aici, să nu vină unul să schimbe, să dea jos, să nege totul, să vină altul să schimbe și așa mai departe. Spuneam și altădată că ne mișcăm într-un zigzag, până nu o să înțelegem că avem nevoie de coerență, de dezvoltarea unor proiecte valabile care asigură verticala noastră, verticala culturală, educațională, în sănătate și așa mai departe, lucrurile nu vor merge. Și trebuie să ne pătrundem toți de acest lucru. Sigur, tranziția asta durează 30 de ani de zile, dar totuși, generațiile care au ajuns mature, hai să facem ceva pentru societatea noastră. Hai să dăm fiecare câte ceva de la noi. Eu dau timp acum și energie, că altceva nu pot să dau. Hai să dăm, cei care cu bani, hai să dați bani. Eu am să dau energie pe care o am. Și, deci, dincolo de politică, fiecare da, trebuie să se implice. Să se implice și să înțeleagă că face lucrurile acestea nu pentru sine, dar pentru ceilalți. Pentru că adică ce înseamnă societate? De ce suntem în societate? Să putem face lucruri bune pentru ceilalți. Vreau să ne vorbiți și despre rolul partenerilor externi ai României, al Uniunii Europene, a Statelor Unite, în tot ceea ce înseamnă patrimoniu și conștientizarea valorii pe care acest patrimoniu o aduce în fața societății, o pune pe masă și noi, ca și societate, ce facem cu ea? Da. Eu cred că partenerii care au susținut proiectele culturale de restaurare a clădirilor patrimoniu, de restaurare a grădinițelor, de restaurare a altor obiecte de patrimoniu și tot ajutorul care vine pentru Republica Moldova, fie că vine din România și suntem foarte recunoscători pentru tot ce face România pentru Republica Moldova, fie că vine din partea Statelor Unite ale Americii, din partea Japoniei, din partea altor țări, din partea Uniunii Europene, sunt lucruri foarte bune și noi probabil nu suntem vrednici să mulțumim, cum se spune la țară. Pentru că aceste lucruri trebuie, că sunt făcute, este bine, noi trebuie să mai știm să le păstrăm, pentru că n-au să ne le păstreze tot ei. Dar un alt moment pe care trebuie să-l spunem este că atâtea ajutoare care vin și acoperă lipsurile din Republica Moldova arată cât de habarnici suntem noi, pentru că noi nu suntem o societate care să ne îngrijim noi înșine de ceea ce avem noi. Noi suntem o societate care a ajuns pe un prag precar de existență, asta trebuie să spunem, și noi ne bucurăm când vin și ne ajută alte state, alte din bugetele lor, din banii care îi acumulează cetățenii acelor state. Dar noi, ce facem? Noi, unde suntem? Atunci când o să fim în stare noi să ne îngrijim de patrimoniu, noi să reparăm grădinițele, noi să facem aceste lucruri, iată, atunci o să spunem că suntem o societate evoluată. Deocamdată nu putem spune. Uniunea Europeană va susține restaurarea 10 obiective culturale istorice de pe ambele maluri ale Nistrului. Urmează a 5-a etapă a programului UE, măsuri de promovare a încrederii. Detalii despre proiect aflăm din mesajul managerului pe segmentul infrastructură socială și patrimoniu cultural din cadrul programului. Programul nostru se află la 5-a etapă, au mai existat anterior 4, suplimentar la ceea ce până acum era clasic pentru programul nostru, au fost suplimentată o componentă nouă, componenta de patrimoniu cultural,
în cadrul cărora avem o serie întreagă de activități legate de reconstrucția și conservarea obiectivelor din cadrul patrimoniului cultural de pe malul drept și malul stâng al râului Nistru. Sunt preconizate a fi realizate lucrări la două obiective de scară mare, da, este vorba despre circul din Chișinău și cetatea Bender, și au fost selectate în rezultatul concursului deschis 10 obiective de scară mică din patrimoniul cultural, 5 de pe malul drept și 5 de pe malul stâng, care vor beneficia câte 40.000 de euro pentru fiecare, pentru lucrările de reconstrucție sau conservare a obiectivelor respective. Suntem pe final de emisiune. Doamnă Șleahtițchi, în vederea sensibilizării opiniei publice față de patrimoniu, care ar fi mesajul dumneavoastră? Pentru că reprezint Muzeul Național de Literatură Mihail Cogălnicianu și pentru că suntem într-o situație defavorizată în totalitate, concluzia și rugămintea mea este să se găsească spațiu pentru această perlă a patrimoniului național din Republica Moldova și să se ofere acest spațiu și muzeul să devină un bun public cu ușile deschise ca cei care vor și se interesează din Republica Moldova și din altă parte să se bucure de ce are acest muzeu. Așa să fie. Vă doresc succes. Vă mulțumim. Și să ne putem bucura toți de acest muzeu. Vă mulțumim. De perle ascunse. Sperăm să fie așa. Multă sănătate, doamnă Șleahtițchi. Vă mulțumesc, doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. O seară frumoasă și aveți grijă. Păstrați distanța socială, păstrați-vă sănătatea.